Statuie este a generalului Stancu Etaș. V-am spus și mai înainte, este patronul nostru spiritual. Filiala noastră se numește General Stancu Etaș. Statuie în fața căreia am sfințit drapelul filialei Brăila. Pe partea cealaltă o să avem bustul generalului Gheorghe Avramescu, iarăși brăilean de-a nostru cu care ne mândrim și probabil ați auzit, un militar. Exact, dar este un reper pentru armata, pentru militari, pentru poziția, pentru verticalitatea lui, pentru că a luptat și în est, a luptat și în vest, a luptat și alături de sovietici, a luptat și alături de nemți. În două numere de ale mele am scris prima parte, adică o parte într-un număr, o parte într-un număr, despre viața lui. Mulți îl acuză că a fost filogerman, alții îl acuză că a fost prosovietic. De ce? La Simferopol a învățat cantina săracilor, a soția lui și fata lui lucra acolo. Radio Moscova l-a ridicat în slăb ca zi de un general român, dă de mâncare săracilor. Lumea a zis că el a fost vândut. Când a venit și nu i-a convenit, când am întors